Dacă vrei să ai parte de super reduceri la super jocuri, nu uita să intri pe primul link din descriere pe Eneba. Aici găsești joculețele tale preferate la super prețuri, mai ieftine decât pe celelalte platforme. Vă pup! Salutare tuturor și scuze! Scuze. Am găsit la un nominat episod, astăzi reacționăm la TikTok, să vedem ce TikTok-uri amuzante, handicapate și cine știe ce n-ai mai găsim pe aici, hai să vedem, sănătate. Bă, tu ai văzut ce furtună a fost la așa din Dubai, mă, mâncați-a și gura ta. Inundații am văzut. Te uite și tu, ia. Bă, ești nebun? Bă, ești prost? Mam. Bine că sunetul ăsta cred că e pus după. Da, ce da, văd. Da. Bă, ești no, eu prost? Cred că se auzea și mai eu, ești nebun? Ia uite și tu, bă. Bă, ești nebun? Vai, să cadă copacul? Dar nu știu că asta, nu cred că e doar din Dubai, a? Adică Dubai nu pare. Dubai Store Today and Rain. Bă, dar urât să aude, cine-s vacile alea care mugesc pe fundal? Păi nu, ei vor ploaie artificială, le dă domnul și ploaie naturală. Bă, le-a dat să mă bată mama, le-a dat... Hai că asta e fake! Da, hai, da, lasă! Da. Lasă! Da. Mai taie rinele de le naivi! Bă, dar vezi că e dintam bine! Bă, ești prost și era pe aeroport! Bă, ești nebun! Vai de și oamenii mergeau, n-aveau niciun stres. Oare, ori fi toate de acum din Dubai, filmările și astea mai sunt și vrăjeli. Nu știu, care după ce am văzut tornada aia. Multe sunt să dea impresie, uite ce zice unul. Papilion calul. Dar fix ce să știu, păi nu ei vor ploaie artificială, le dă domnul și ploaie naturală. Citiți păi aici? Nu, da, crezi că veni de la tine, așa? Da. Cine-i? Cine-i ce? Ia să vedem. S-a băgat în depășire. A, e că știu. Ce naiba? Ba nu, nu știu. Ma, era mașina de poliție aia. Păi da, da. Nu știu cine este vinovat în această situație. Cine e vinovat, ea? Poliția. Mai mult majoritatea. Cred că da. Nu cunoaște regulile de circulație și anume ce să faci în această situație. Ia, hai, nămurește-ne. Să dezbatem puțin, da? Pe scurt. Păi pe scurt, hai. Trebuie voi să mai 2 minute că pe scurt nu-i 2 minute. Vedem că un domn îi spun așa, de autovehicule aflate la semafor cu coloana respectivă de la deci. Da, cu autovehicule în mișcare, o coloană, să-i spun așa, de da. Autovehicule aflate, atenție, în mișcare, a da. Nu se confunda cu autovehicule oprite corect. La semafor, da. Coloana respectivă de la semafor când este oprită, acolo nu ai voie să depășești, da? Da. Vedem linie discontinuă și vedem că, la un moment dat, din față, cineva îi taie calea, practic efectuează viraj la stânga, fără să se asigure că din față și din spate nu vine niciun alt autovehicul, practic nu este nimeni angajat. Bun, în haideți să fac o mică completare, că îmi place ce zice domnul, pentru că fix prin chestia asta am trecut eu și mi-a luat ceva timp să înțeleg care e diferența, că sunt mulți care spun că n-ai voie să depășești coloană de mașini. Fals! În primul rând, o coloană de mașini, din ce știu eu, poate mă înșel, dar rezultatul e același, dar poate cu informația asta mă înșel. O coloană de mașini e considerată coloană de mașini când e staționată, da? Deci dacă e la semafor, stau pe loc, așteaptă la semafor sau sunt opriți din diferite motive. Coloană de mașini, da, staționată. E, acolo n-ai voie să depășești. În schimb, în mers, ai voie să efectuezi o manevră de depășire cu mai multe mașini odată. Adică nu trebuie să depășești câte o mașină pe rând. Poți să depășești mai multe odată dacă stă mers. Fix asta a zis și domnul aici. Și aha, vă spun un lucru pe care nu l-am spus niciodată până acum. Așa. Eu era să-mi pierd permisul fix pentru o chestie de genul. Și l-am pierdut, da, am dat în judecată și am câștigat. Și practic eu pun că nu mi s-a luat niciodată permisul. Pentru că am făcut o depășire, exact cum v-am zis, mai multor mașini. Era în ieliți continuă și am depășit vreo 2 sau 3 mașini, ceva de genul. Două erau. Și m-a oprit poliția, care era undeva pe acolo prin zonă, și mi-a luat permisul pentru că am depășit coloană de mașini. Și că n-am voie. Și mi-a luat permisul pentru asta, iar eu m-am dus frumos și am dat în judecată și mi-au dat permisul înapoi. Da, ce zice ăla? Ce? Am uitat un comentariu și el a zis că 90% trebuie să predea permisul. Da. Deci, coloană de mașini, mă rog, nu neapărat, dar ca să înțelegem la cap, coloană de mașini n-ai voie să depășești când stă pe loc. Când e la semafor, când stă pe loc, că s-a întâmplat un accident sau mai știu eu ce, atunci n-ai voie să depășești coloana de mașini. Mă răspunzi, fix asta zice domnul ăsta, sigur. Andrei, un moment, mă sună fata cu care discut pe internet. Băiți, înainte să te combini. Alo, ce faci raza mea de soare? Ce să fac pe aici pe la mine? Așa e, are dreptate. Are dreptate. Stai. Ce să fac? Ascult un pic de Beethoven și da, da. Să fac un pic de ciclism. De-abia aștept să te văd pe lateralitate. Te pup, ticule, ce faci? Te pup, bro, ce drept? Pe aici fac. Sunt un strânță mai devreme pe aici. E mai devreme? E mai în spate. Păi nu prea are loc acolo de șanțul ăla. N-are, mă, nimic. Spune-mă să urce așa să vină așa.
Hai, dăm cu aviața mea. Vai de mine. Hai, păi, trec cu pasul, ai dat în greu. Te-am pus la betoane, ce-ți fă pasul aici, mașină. Ce stilul al dracului, mă, ce mătricul ăsta pe tine, ciu? N-aș putea. Pozele alea, să nu le pun. Clar că nu. Înțeles că nu fac așa. Nu știu care e faza, nu știu. Mi-a povestit și mie ceva, da. Crezi că e publicat ca anterior? Ăsta e român, îl aud după accent. Da, e română. Ia uite ce se joacă el cu doamna asta. Cu creola. Dime, fotos novios. No, fotos novios. Iubitelor tale? Voi el scrivirme. Aoleu. Aude, ce vrăjeală avea asta pe ea? De tu ex, sigur? Mamă, ăsta nu e prea frumos, da? Este acasano. Ok. Ia să ne-o altceva. O combină, ce-i face? Me da un besito aquí, me dice que... No, zicea... Zicea că fostul ei iubit... Nu, actuala fostului ei este geloasă pe ea. Că fostul ei iubit când o vede o pupă... Îi dă mesaje, da. După Hagi, cel mai bun marcator. Și stai sub papucul meu. Aoleu! Nu comentezi, nu când beau, nu comentezi. Afară băieți la obet. Da? Bine, ea nu este aici. Dar oamenii exact așa îi zic. Da! Exercițiu. Este mine sau un kebab de la Twister? Kebab. De ce? De ce a pus să leagă? Bine, poți să-l guși, să zici. Nu știu că a vorbit foarte prost. De la început. Este fitness. E fin, ia așa, e moldoven. Să mă îmbrățișez pe mine sau un kebab de la Twister? Kebab, ești de bun. Twister? Sau ce zice? Nu știu, Twister. Nu știu, Văd contul. Bă, oricum! Nu, no, stai, îmi retrag cuvintele. Observ că poartă colanți din aia nenorociți pentru care ar trebui să se rețină certificatul lege de naștere. Lege, stai. E lege. Lege deci, să se pună. Deci dacă mai văd fete cu colanți ăștia, mai ales în sală, stai că trebuie să porni ăsta, nu e normal așa ceva. E ca și cum, de fapt, e mai rău decât dacă eu mai aș rău veni cu o mașină împrumutată. Înțelegi? Mai rău, da. Mai rău. E mai rău. Deci nu... Dar acum, de ce să o îmbrățișesc când pus eu un șaurma? Asta chiar o înțeleg. Adică, băi frate, dacă bă, dacă ziceai ziua să... Altceva, nu dăm, na, să altceva, poate, da. E, că o șaurma pot să-mi cumpăr și eu, mai lejer. Dar așa să te îmbrățișesc. Păi ce n-ai mai avem 14 ani să iau în brațe și să mă duc acasă, să mă bag în plapumă și să fiu... Aaa, ce-am făcut? Da. N-avea bă ce să oricum, mă fere ca colanții să ăștia sunt cea mai mare țeapă din lume. Da, n-aș da voie da. Să așa-i, așa-i, așa-i se mai poarte. Nu! Exclus! Pentru că te mint! E o minciună împuțită. Deci da? Nu bate seria. Ok, mai sunt și unele care probabil arată bine și în alte haine, nu numai în colanții ăștia, dar pentru marea majoritate, care se apucă șere de sală de maxim o săptămână, își dau comandă de colanți din ăștia și dacă te uiți la ea în sală, zici că, bă, tipa face sală de, și de, nu neapărat sală, dar fund, bagă fund la sală de cel puțin 4-5 luni. De unde? Vrăjeală. Da? Da. Hey. Ia, ce, o, ușor, că au mai făcut și alții așa și au pierdut controlul la mașină. Asta e M5. Și ce dacă? A, o știi pe asta atâți? Nu. Cum nu știi? N-am auzit-o în viața mea. Nu știi? Nu, dar nici nu-mi place de... E actriță, poți să o cauți și o găsești. Nu, nu-mi place cum arată. Filmulețele probabil o să-ți placă. Eu zic că o să-ți placă. Ia. Amice, cine-s frumoși ăștia doi? Eu nu vreau mă să mă uit la ăștia doi. E mașină bună, mă, e canon. 84 de cai. Se să las potcovit. Abia așteaptă să fie încălecat. Da. Mașină bună, mă, e... Ce să vă spun? A vândut-o, bă. Păi știu, a vândut-o fix în ziua aia în care ți-am trimis TikTok-ul. Mare respect. Cei care ați dat alea bune, să fiți sănătoși, Doamne ajută. În bă, câteva ori a vândut da, ce? Dar chestia e că mie îmi place o mașină de genul, dar nu de la asta tunată, fulgerată. Da, mă, tu vrei cât mai default clasică, da, da, păi da, gen, adică oricum o să fie un subiect de cum să zic, de râs și panoramă, dar dacă mi-au una tunată, se poate să fie unii care mă văd și să zică că aia chiar e mașina mea, adică și dacă am una în care nu e investit nimica, e clar. Dar dacă am una în care e și investit ceva, e ceva genul, da, e mașina lui, de-aia e investit în ea. Nu știu să explic. Auzi, dar tu de când ești prieten așa bun cu gagica mea? Aoleu. Bă, dar mulți ani de zile, frate, de-aia te-ai chemat afară ca să înțelegi. Eu sunt cel mai bun prieten al ei,
și trebuie să setăm un pic niște boundaries, adică eu am auzit de tine că ce, mă? Nu-s prea boundaries cu tine, sunt că bariere. Mai dorm eu cu ea și așa, de ce mă frate? Suntem de 2-3 luni împreună, tu știi când sunt eu prieten cu fata asta, dar nu s-a întâmplat niciodată nimic, adică... No! Cam mai făcut dragoste uneori când se simțea singură, păi nu trebuie să mă ce depresie o lua pe fata asta, eu am fost mereu lângă ea. Băi, mereu când e supărată, când a fost supărată, eu am ajutat-o până la afecțiune fizică, până asta. Pe acolo o săptămână când v-ați certat voi, ce făceai, mă? De curiozitate, tu aseară ai dormit la gagica mea cumva? Nu, frate, cum să fac așa ceva? Am dormit cu ea, dar nu la ea. N-am fost la ea acasă. Că taxul și cum ăsta nu prea îmi mai place de mine. I-am făcut niște faze mai de mult. Am dormit la o prietenă de ei, dar da, am dormit cu ea, pentru că... Să simțea fata singură. Bă, și ce trist că sunt mai mult ca sigur că există astfel de cazuri. Da, astfel de prietenii. Exact. Și este... Iau, joci rolul lui Spike. Mister de no coming up. Job no coming to the me. What a too much road. Deci astea, cine ne plătește pe astea? Job no coming. Păi depinde, dacă ai casco scapi, dacă n-ai casco, ai pus-o. Nimeni. De mi, what a too much road. Fai de mine câtă apă ești, nebun la cap. Băia spart. Nu știu dacă sunt 14 sau 15. Asta este problema. 15 bărbați. Adică nu știu dacă se pune... De ce? Bă, nu vreau să fiu răutăcios. De ce nu se bagă? Lipsa aia? Lasă-mă vă sumă la cuvântul ăsta cum se spart. Ce? Păi asta zic, nu știu dacă se pune dacă a intrat doar foarte puțin din cap. Aoleu! Aoleu, ce asta? Nu vreau să mă lase ceva. Deci vorba lui domnul Serghei Mizil. Sau cine a zis-o? Bă, un sfat în viață prietenesc. Cioaca n-are umeri, bă. N-are umeri. Nu există asta, a intrat. Nu mai zic nimic. N-are umeri, e clar. Eu nu vreau să ascult doar asta. 15, doar 15, doar 15. Și auzi ce spune ea, mă, mâncați. Așa, lasă-mă. Bă, dar ce melodie asta? Coco, mi se pare. Păi dar asta ce auzi? Ce auzi? Coco. Nu mai știu. Ia-te na. Balon de lucru. Bă! Bă, ești nebun! Ce-i dă, bă? Bă, ce-i... N-am văzut în așa acțiune un cal. Pe bun, eu cred că o singură dată am văzut ceva de genul. 14-15 cm. O! O! Domnița! O! E de la prietenii mei, de la Kid Tunic. Nu știu că ți-am zis dinainte să vă gândiți voi la asta. Ia. Bună ziua, doamna Andreea. Doamna Andreea, am dat și o comandă aseară. Da. De niște haine, nu multe, de 50 de milioane. Și când îți zice că vine în 2 săptămâni, dar le trimiteți cu vapură pe Marea Egee, ce le trimiteți? Păi noi avem depozitul în Germania. Aaaa. Și durează. Deci nu este în România depozitul? Nu. Vă dați seama, durează. Milioane. Și la graniță durează mult. Păi dacă ne-am intrat în Schengen, Schengen. Da. Lasă că cine știe, intrăm, măi, doamnă. Nu e pro... Doamnă, dar dacă mă duc eu cu bicicleta să le iau... Probabil o să ajungă mai repede. Păi asta zic, păi 2 săptămâni, 3 săptămâni. Mi-a luat și eu de îmbrăcat, doamnă, mi-a luat de îmbrăcat de 5 ani. Nu vă gândiți că mi-a luat produse de alea scumpe. Mi-a luat de alea ieftine, doamnă, dar mi-a luat 35 de produse, mi-a luat. Dar 2 săptămâni. Păi rămân hainele mici, doamnă, am luat XL, am luat el, trebuia să-mi dau XL până vin hainele. Mă îngrași, dracu, mănâncă. Invită să spui același lucru ca noi dacă răspunzi cel puțin odată că l-ai pierdut. Bine, vorbim 3 întrebări diferite la care ai timp de gândire 5 secunde să răspunzi. Să începem. Întrebarea numărul 1. Numiți o țară care începe cu litera F. Atingeți de 2 ori pentru Finlanda. A juca răspunsul. Franța, dacă sper să nu fie. Dacă Finlanda, ați pierdut. Întrebarea numărul 2. Țineți apăsat butonul de comentarii și selectați unul dintre cele 4 emoji. A, asta n-ai cum să faci. Selectez inimă roșie. Știu că like. Ales aceste emoji. Bă, 2 din 2! Prima persoană care apare când apeși share apoi pe WhatsApp. Puteți ține o reînviere apăsând butonul de schimbare. Dacă este un verișor de-al tău, ai pierdut. Nu, e. Nu vorbesc cu verișoi. Ia. Nu contează ce lucrez. Important e să fii obosit seara. Să poți dormi. Corect, corect. Mă, ce n-ai... Da, au unul Sibiu. Băi, gheață, ce e aici? Cum să fie gheață? Bă, tu nu vezi că... Ei, dă-te, băi! Ce n-ai, băi? Ce se întâmplă, mă? Nu știu. Ce vreme, băi, Sibiu?
Cum, mă? Vreme Sibiu. 5 grade, ești nebun? Uitați-vă. Ia uite-l pe Stez, bă! Du-te, bă, nu cred așa ceva. Mic, este o filmare de acum 3 ani. Ia uite-mă ce jucăușe. Bă, eu nu cred că cineva chiar ține o porcușoră în casă. Uitați-vă cum arată. Păi stai că aici era porcușor. Dar acum cum arată? Nu știu. Uitați. Ia. Messi, Ankara Messi. Uite, băiatul are tricou cu Messi. Și el cu Neymar Junior, sigur. Nu-ți trebuiască, caută și învață. Na. Și-ți face viitorul tău ca o fată. Da. Care ia pretenție la tine? Dar m-am locuit. Atât. Nu am făcut nunta, mă. Poftim. Și ce ai făcut? Că n-am făcut nuntă. Asta e. Dar m-am locuit. Asta tot. Când? Nu știu. Dar tata așa e. Ce se întâmplă, domn? Nu înțeleg nimic. Și eu știu. Trei dumii. N-am înțeles. N-am înțeles absolut nimic. Nimic n-am înțeles. Wow! Da, seamănă cu un fotbalist ceva. Dar nu știu. Uite că vetaie Zani nu schemoasă. Se tundă. Uite-te. Cum ai stat împreună cu mine? Pe bune. Pe bune. Așa, vezi ce oribil sunt. Cum să pot, că nici nu mai îmi vine să dau buca asta jos din cap. Tu spiești viitor, mă, fată. Du-te, mă, în viață. Bă, adevărul e că așa e. Bă, și cu o zi înainte să fii tuns, mă. Și cu o zi, parcă a trecut o lună. Bine, eu mă tund mai des, că na. Steți, am dat. Ia, dar da, plecă, că mai e ceva. Acolo la buzdor. Unde mă tund odată la o sătună jumate, maxim. Un șec, domn Camin. Eu trebuia să fiu lăsat la spital acolo, să zic că mama nu e al meu. Ia, haide, haide, babo, babo. Corect. E bun, mă, e bun. Vezi că vine fosta să pe tine. Ce făcut? Ce făcut? Ia. Nu vru. Baftă cu aia am plecat. Nici nu face un comentarii, nici nu a stat să vadă cât a dat. Aoleu. Aoleu. Mă. What the fuck? Bă, tu realizezi că sunt unele care probabil după ce au ascultat piesele astea s-au schimbat total. Exact. Oricum. Vai! Da. Eu nu înțeleg, bă, extremele ăștia, mă, mâncați. Și nu știu nimeni, mă, că trebuie să fii cumva sau nu, dar nici în extreme, mă, mâncați. Și femeia e ca distribuția la mașină, trebuie pusă la punct. Bă, sunt câte unii mâncați, n-ai văzut. Evită să-ți spune baia? Vreau și la baie. Vreau să mergi la baie, mă? De la basa 5 lei. Decartează 5 lei. Ok. Ah. Pentru tine 1000. Ce zice că s-a plătit 5? Pentru tine mai prețuri, vii, prințeso. Că ți-i încălzește Mickey Mouse colac. Acolo-i pe aia? Pe asta. Salutul meu afrodisiac. Te face sălbatic. Știu că ai vrea să mă... Da. Și ele sunt virgin. Ce sistem de gaming îți cumperi cu 2300 de lei? Na, mă, na! Ai un RTX 2070. Aaa, bă, că n-ai cum să fie doar 2500 de lei. Păi giga, un i7 răcit pe lichid, 32 de giga de RAM, o placă de bază Z170, sursă Gold modulară de 800 de W, SSD M2 și hard disk de 2500 de lei și o carcasă spațioasă de la Deepwood. i7 7700 ce-i drept, dar... Păi da, bă, dar e 7700, ești nebun, e păi da, stai, da, 2500 de lei, pe poate cu piese second. Nu știu. Adică nu cu piese second, cred că da. Păi da, bă, dar nu mai placa video de o naiba. Z170, 2 de giga de RAM, ia să o placă de bază 10 de 8 giga, un X2070 de 8 giga, păi ia zic. Cu 3 ventilatoare. Nu mai placa video, probabil, second e undeva la 10-12 milioane de omosa. Mă gândesc, nu știu, zic, habar n-am, că nu mai știu care sunt prețurile. Oricum au scăzut, să știi că au scăzut. Смотри, если ты угадаешь следующую косметику, ты получишь подарок. Iar fata asta cu colanții aia, mă, de trebuie să iei certificatul de matriculare. Dar numai colanții aia, păi... ești nebun. Na, mă, na! What the mai zici ceva, astăzi, na.
Dar ce combinație o aveai alea? Dar băi, vezi că ai furtunul din dreapta spart, că-ți vine mai mult din stânga. Ia uite că asta e aproape gol, asta e aproape plină, taicule. Ia să vedem dacă ai urechile gale, 2 centimetri. Și atent că dacă nu... Bă, nu mișca, dar e... Nu jumate în cap așa. Mă să stai nemișcat ca să-ți dau niște adezivi. Dacă ai afla că soțul meu are o relație cu o altă femeie, mi-ai spune? Nu. Aplauze! Aplauze! Bravo! Frumos. Bravo! Frumos. Nu te băga în relațiile altora! N-ai frumos ce căuta! Deci cea mai mare greșeală este și dacă ai prieteni, și dacă ăsta și afli că unul din ei înșală, sau mă rog, cea mai mare greșeală este să te bași, să te duci, să te spui celuilalt. Pentru că e posibil ca ei să, mă rog, să se împece, să treacă peste, iar după aia nu vor mai vorbi cu tine și vor fi supărați pe tine. Mă rog, sau cel puțin unul din ei care o să-l tragă și pe celălalt după așa el. Deci nu te băga! Nu, nu! Lasă-i să-și rezolve singur problemele. Așa. Da, lasă-i să-și rezolve singur problemele. Cel mai simplu. Îmbrăcat, elegant, parfumat. Na. Acum sunt băieții și plecăm la agațat. Cam atât să vedem cu acest episod. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați și voi butonul de like. Și mai facem reacții la TikTok. Am văzut că vă place să facem reacții la TikTok. Nu uitați să ne spuneți părerea voastră în comentarii. Să ne urmăriți, să mă urmăriți pe Instagram, Obaret Andrei, pe TikTok și pe unde mai vreți voi. Și noi sigur ne vedem episodul data viitoare. Pa! Pa.